reziliența instituțiilor democratice în fața provocărilor interne populiste, fie de dreapta, fie de stânga, dar și în fața amenințărilor externe, reprezintă mantra pe cât de des reiterată, pe atât de greu înțeleasă. Nu avem dubii în ce privește rolul funest al regimurilor personaliste autoritare, care folosesc propaganda, coruperea elitelor occidentale și războiul, precum a făcut-o și o face Rusia lui Putin. Haosul și resetarea ordinii globale reprezintă obiectivul regimurilor în cauză. Influența externă explică doar parțial starea precară a democrației. Ne putem lamenta, evident, cum o fac liberalii de stânga, doar că nu suntem obiectul pasiv al acțiunii cuiva. Noi ar trebui să fim agenții schimbării. Și aici recunoașterea deficiențelor interne este importantă. De ce societățile democratice au ajuns într-o situație deplorabilă, precum cea americană, la 6 ianuarie, când a fost atacat Capitoliul? De ce lumea democratică este atât de polarizată? A contribuit criza financiară din 2008-2009 la sentimentul generalizat de injustiție? Cert este că reziliența instituțiilor pornește de la regândirea capitalismului și revigorarea spiritului democratic bazat pe justiție și oportunități egale pentru toți. Doar puterea internă a statelor occidentale va asigura că nu există niciun vid în care să intre insidios Putinii de azi și de mâine. Sunt Iulian Fruntașu. Începe emisiunea Conexiuni. Armata rusă și-a intensificat săptămâna aceasta atacurile asupra orașelor ucrainene. Tiruri de rachete au lovit Vinița, Nicolaev, Dnipro, Nicopol sau Odessa și nu au cruțat viețile oamenilor nevinovați. Atacul asupra orașului Vinița, efectuat cu rachete calibră lansate din Marea Neagră, a bulversat lumea, demonstrând din nou că Rusia nu are scrupule. Sirenele antiaeriene au răsunat aproape în toată Ucraina, avertizându-i pe oameni de pericolul iminent al rachetelor ruse. Două universități din Nicolaev au fost distruse de 10 rachete lansate de ruși. Și dacă veștile triste nu erau suficiente, în această dimineață un avion ucrainean cu 8 persoane aflate la bord s-a prăbușit în Grecia. Potrivit informațiilor preliminare din mass media, acesta transporta muniție din Serbia spre Bangladesh. Revenind pe front, serviciile ucrainene spun că forțele ruse se pregătesc de o nouă etapă a ofensivei. Deși este în pauză operațională, este puțin probabil ca rușii să crească masiv atacurile terestre împotriva Ucrainei. Ce mai degrabă, aceștia se vor concentra pe axa Sloviansk-Siversk-Bahmut. Potrivit evaluărilor Institutului pentru Studiul Războiului. Luptele acerbe se duc în continuare pe linia frontului din estul Ucrainei. Kievul a anunțat că adună 1 milion de soldați echipați cu arme occidentale pentru a lansa o contraofensivă. Kievul a mai primit armament important în această săptămână din Occident. Cavaleria americană, transportatoarele blindate M113A3 au ajuns în Ucraina, la fel și lansatoare de rachete. Casa Albă atenționează că Iranul ar putea livra sute de drone Rusiei, lucru negat de Teheran, iar Uniunea Europeană adoptă al 7-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei, care adaugă aurul rusesc pe lista de importuri interzise în Uniune. Dar până atunci, blocul comunitar îi amintește Kremlinului să accepte responsabilitatea pentru doborârea zborului MH17 al companiei Malaysia Airlines, după ce o rachetă lansată de separatiștii proruși din Ucraina a doborât avionul pe 17 iulie 2014, omorând cele 298 de persoane aflate la bord. Vom discuta în această seară cu invitatul nostru permanent, domnul Iulian Groza. Bună seara, Iulian! Bună seara! Uite, pe frontul de est schimbări foarte mari nu sunt, dar sunt totuși. Da, luptele continuă. Bombardarea și rachetele continuă să vină în teritoriul ucrainean și sunt atacate și ținte obiective civile, din câte am observat. Federația Rusă, din câte cunoaștem, a luat așa numită pauză operațională, cum au spus dânșii. Tu ce vine în minte, le-ai singularizat în acest context, cumva? Le-ai scoate în evidență? Pe 16 iulie, armata rusă a primit ordin să iasă din pauza operațională.
ordinele vizează atacul, deci ofensiva în est în continuare. În același timp, activitățile de partizan în Kherson și în alte regiuni ocupate de Rusia aparent le fac probleme, inclusiv și armatei în strategiile lor, armatei ruse. Și acest anunț de reluare a pauzei operaționale, am văzut că a fost marcat inclusiv prin atacul ăsta cu rachete care a atacat și Vinița și Dnipropetrovsku, Dnipro. Exact. În continuare, aceste rachete continuă să lovească ținte civile, chiar dacă atacul din Vinița a vizat casa de ofițeri, iarăși care nu este obiectiv militar, de fapt, cum ar fi casa de cultură, știu eu. Am văzut că iarăși au fost foarte mulți civili omorâți de aceste atacuri. Rusia continuă să folosească narativele de scuză. În același timp, nici nu sunt scuze, într-un fel recunosc că fac acest lucru, dar încearcă să dea vina pe armata ucraineană, care zic că le deviază rachetele, lucru care, iarăși, nu este credibil până la urmă. Da. Pe de altă parte, am văzut într-adevăr anunțul ministrului apărării de pregătire a unei contraofensive pe sud. În același timp, vedem că sprijinul militar, în special cu sisteme de artilerie HIMARS, funcționează, le dă o bătăie de cap armatei ruse. Exact. Acest sprijin este consolidat în continuare. Deci, practic, iar că dacă să ne uităm ultima săptămână, cam asta ar fi principalele evoluții. Da, cam asta ar fi evoluțiile. Asaltul continuă pe linia Slaviansk-Seversk-Bahmut. Forțele ucrainene au respins mai multe atacuri asupra acestor localități. Dar eu vreau să te întreb altceva. Duma rusă a fost rechemată din vacanța sa și mai multă lume specula atunci în acest context că Putin pregătește o mobilizare, că se va întâmpla ceva și nu s-a mai întâmplat nimic, doar Rogozin a fost eliberat în funcția respectivă pentru a-i oferi, lumea zice, un job legat de administrarea acestor zone ocupate de către Federația Rusă. Tu ce ai înțeles din toată mișcarea asta? Puțin inexplicabil, aș zice eu. N-am înțeles multe lucruri. Nici tu. Până la urmă, probabil că s-a încercat să se transmită niște semnale de reconsolidare a anumite opoziții în contextul anunțului de reluare unei ofensive majore anunțate de ministrul apărării, inclusiv cu aceste mișcări pe interior. Dar nouă tuturor ne vine foarte greu să înțelegem ce se întâmplă acolo. Exact. Încercăm și noi în măsura în care ne duce capul, dar a fost un interviu interesant pentru Deutsche Welle pe care l-a acordat Frank Fukuyama. Și dânsul a susținut că Ucraina ar trebui să se concentreze asupra eliberării regiunilor de sud și deblocarea porturilor maritime. Bine, și președintele Zelenski, de fapt, a spus același lucru, chiar înainte de Frank Fukuyama. Însă Fukuyama a subliniat în particular faptul că acest lucru i-ar permite cumva Ucrainei să iasă din acest impas și că Donbasul ar putea să mai aștepte încă ceva timp. Cum crezi, are dreptate Frank Fukuyama? În ce măsură are dreptate? Sper să aibă dreptate mai mult atunci când a scris sfârșitul istoriei, mai mulți ani în urmă. Probabil, din perspectiva unui cercetător, unui strateg binecunoscut, poate într-adevăr și are dreptate asupra anumitor sugestii pe care le face. Unele, care ai zis și tu, sunt reflectate și în abordarea cerului la Kiev. Dar situația pe teren e un pic alta. Evident că știm foarte bine că ofensiva rusă pe frontul este că crește, iar preluarea controlului de plin la regiunii Donbass, evident că va crește și mai mult presiunea pe extinderea acestei ofensive pe partea de sud. În același timp știm foarte bine că capacitățile sau armata ucraineană
este într-o situație în care să-și poată să-și consolideze totuși apărarea și de asta foarte mult depinde și sprijinul pe care îl obțin militar. Iată că și ministrul apărării a anunțat într-adevăr săptămâna asta că va mobiliza noi forțe pentru a asigura contraofensivă pe sud. Până la urmă totul va depinde de capacitățile armatei ucrainene de a acționa pe cele două fronturi, și pe sud și pe est. Dar în esență am văzut foarte bine acest lucru, totul va conta de nivelul de echipare a acestei armate, exact, și nivelul de folosire a sistemelor de artilerie care sunt furnizate de aliații ucraine astăzi. Exact. Printre aliații Ucrainei, bineînțeles că se regăsește Uniunea Europeană și statele membre ale Uniunii Europene, iar Cehia, de altfel, este printre primele care și-a exprimat și disponibilitatea și dorința de a ajuta Ucraina. Să urmărim în continuare ce spune ambasadorul Cehiei în Republica Moldova despre prioritățile Cehiei la președinția rotativă a Uniunii Europene și ajutorul militar pentru Ucraina și situația cu refugiații ucraineni în Cehia. Care sunt prioritățile Cehiei la președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene? Noi credem că e important să ajutăm țara Ucraina din punct de vedere umanitar, dar și cu război care există acum între Ucraina și Rusia. Alt punct de vedere sunt refugiații, pentru că știți cum sunt mulți în Republica Moldova, dar exact. Și în Republica Cehă noi avem cum 300.000 de ucranieni care locuiesc și sunt acolo și nu mai în Republica Cehă, și în alte țări europene. E important consolidarea Ucrainei după război. Trebuie deja noi pregătim pentru reconstrucția Ucrainei. Noi credem e important e securitatea energetică. Tot e conectat mult cu situația în Ucraina. Noi credem că e foarte important promovăm posibilitatea de cumpărare coordonată de gaz și resurse pe Uniunea Europeană. Consolidarea capacităților de apărare în Europa. Exact. Noi credem că e important cooperația și discuția cu NATO, nu? Pentru că absolut. Mulți membri Uniunii Europene sunt și membri NATO. Care sunt politicile pe care le va promova Cehia în ce privește extinderea blocului comunitar? Noi sunt un din țare noi, cum se spune, exact, în Uniunea Europeană, și suntem membri Uniunii Europene 18 ani și noi credem că e important dar a perspectiva europeană și pentru țările vecine Uniunii Europene. Noi bucurăm foarte mult că acest status de candidat, exact, a fost oferit pe Ucraina, ce se aștepta destul de mult în relațiune cu război, dar noi credem e foarte important că și Republica Moldova are același perspectivă europeană. Noi credem că din parte clar e rezultat de situația geopolitică, clar, dar și altă parte trebuie să vedem că e și efectivitatea guvernului Republicii Moldove, care a confirmat că moldovenii au interes în viitorul european. Care este ajutorul militar oferit de către Cehia Ucrainei, care se află în război cu Rusia? Eu nu pot să dau răspunsurile concrete, nici da. nu se publică cât, când, da. Ce exact. Dar am văzut în mass media autopropulsate, Suzana, îmi pare că se numesc așa. Sunt niște
tankuri, care noi am renovat de timpul Uniunii Sovietice, care au fost renovat acum 10 ani, aceeași au fost oferite pe Ucraina, dar eu cred că noi am oferit destul de mult echipament, pentru că credem că e important ce se întâmplă acum în Ucraina și e important că Ucraina continuă să rezistă aceeași agresiune a rusă. Dumneavoastră ați menționat anterior despre faptul că în Cehia sunt în jur de 300.000 de refugiați ucraineni. Cum sunt receptați acești refugiați? La Republica Cehă cel mai mare minoritate au fost ucraineni și înainte de război. Deci sunt mulți care locuiesc în hotel sau niște au dispoziția cazare oferită pe stat ceh, dar sunt și mulți care sunt în casă rudelor, sunt refugiați de război, deci sunt oferite pentru ei niște programe de ajutor. Vom continua discuția noastră cu invitatul nostru special, domnul Lucian Prăvoiu. Bună seara, domnule Prăvoiu! Bună seara! Da, vă mulțumim că sunteți cu noi în această seară, domnul Prăvoiu, jurnalist TVR. Domnule Prăvoiu, uitați-vă, noi am urmărit interviul cu ambasadorul Cehiei în Republica Moldova. Cehia, din câte cunoaștem cu toții, deține președinția Uniunii Europene. Statele din Europa Centrală și de Est, în mod tradițional, cumva, au avut o atitudine diferită față de vecinătatea europeană, față de Rusia, și cumva au încercat să-și avertizeze alte state din cadrul Uniunii Europene despre anumite probleme pe care le deține această țară în vecinătatea noastră, Federația Rusă. Cum credeți acum? Există deja un consens foarte clar în cadrul Uniunii Europene în ce privește atitudinea față de Federația Rusă, sau tot mai asistăm la o anumită divizare între noile state membre și vechile state membre? Putem spune acum, în acest moment și după atâtea pertratări, că da, s-a ajuns la un moment de echilibru în ceea ce privește atitudinea țărilor din Uniunea Europeană față de Federația Rusă. E adevărat, așa cum spuneați și dumneavoastră, primele care au tras semnalul de alarmă au fost țările baltice și Polonia, pentru că nu așa au fost cele mai încercate, dar pentru că vorbeam despre Cehia ceva mai devreme, să nu uităm că în 1968 tankurile rusești au mărșăluit în piața Vyacheslav din centrul Pragă. Așa că cehii sunt și ei foarte sensibili la această agresiune a Federației Ruse față de Ucraina. De altfel m-a șocat și m-a surprins cumva plăcut faptul că toate clădirile publice din capitala Cehiei au arborat pe lângă drapelul ceh și drapelul ucrainean. Este un sprijin extraordinar pe care cehii îl dau acestei țări și da, se poate spune acum, după atâtea luni de la începutul războiului, că dacă au existat ezitări din partea Germaniei, din partea Franței, știm bine cum Emmanuel Macron a încercat de atâtea ori la telefon să-l convingă pe Putin să înceteze. Acum putem spune totuși că există un cor european. E adevărat, în ciuda faptului că Victor Orban are niște ieșiri pentru piața internă, pentru electoratul intern, totuși Ungaria este corectă la masa europeană și votează cu majoritatea așa cum trebuie, adică pentru impunerea sancțiunilor la adresa Federației Ruse. Cehia urmează să participe, ne-a spus și ambasadorul ceh, urmează să participe și la reconstrucția Ucrainei. Înțelegem foarte bine că poate e puțin de vreme să vorbim despre acest lucru, deoarece războiul continuă în țara vecină, dar totuși cred că este important să discutăm despre un viitor efort de reconstrucție
În ce măsură Cehia credeți că ar putea participa și alte state, inclusiv România, ar putea participa la acest proces? Nu e neapărat de vreme, pentru că, așa cum spunea și Volodymyr Zelensky, eforturile de reconstrucție trebuie să înceapă urgent, pentru că asta poate să susțină economia ucraineană. O economie de război, cum de altfel se transformă încet încet și economia europeană într-o economie de război, o economie cu multe restricții, dar care trebuie să se gândească spre viitor și evident că reconstrucția este unul din motoarele creșterii economice, ori da, de acum se discută despre diverse formule, diverse platforme, diverse conferințe ale donatorilor prin care țările din vest să strângă bani sau promisiuni financiare pentru Ucraina, și aici mă gândesc inclusiv la Republica Moldova, pentru că discutați mai devreme cu ambasadorul ceh despre această comunitate politică europeană lărgită, care își va dovedi cu siguranță utilitatea ca și instrument de vecinătate până la momentul pe care îl dorim, cât mai apropiat al aderării Moldovei și Ucrainei la comunitatea europeană, însă fiind pragmatici, ne putem da seama că acest lucru nu se va întâmpla mâine, ori un astfel de summit al comunității politice europene lărgite, din care ar putea face parte inclusiv țări ca Marea Britanie, care a ieșit din Uniunea Europeană, da, Norvegia sau Islanda, ar putea avea loc deja sub bagheta președinției cehe, undeva în octombrie, probabil în perioada 6-8 octombrie 2022, ceea ce înseamnă că atunci cu siguranță se va discuta și despre ceea ce spuneați dumneavoastră despre reconstrucția Ucrainei. Sprijinul pentru Ucraina, întărirea capabilităților de apărare ale Uniunii Europene, reziliența economică, reziliența instituțiilor democratice sunt printre prioritățile președinției cehe, dar o prioritate este și mai una, și mai urgentă, ține de securitatea energetică în contextul prețurilor, în contextul dependenței de surse energetice de Rusia și în contextul acestui război. Care sunt măsurile pe care Cehia și la nivelul european își dorește să le promoveze? Am auzit despre lansarea unei platforme de procurare a resurselor energetice la nivel european, lansarea ei întârzie. Care sunt măsurile pe care Cehia va își va concentra eforturile pe perioada pe președinției în această jumătate de an? Exact, se anunță 6 luni destul de dificile, pentru că Cehia preia președinția Consiliului Uniunii într-o vară și peste 6 luni va fi iarnă. Ori noi trebuie să ne pregătim pentru acel moment în contextul în care, iată, chiar în acest moment în care vorbim, robinetul de gaz de la Moscova este închis. Oficial știm că doar pentru mentenanță, neoficial există această temere că țările din Europa Centrală care nu au ieșire la mare, cum ar fi Cehia, Ungaria sau Slovacia, vor rămâne efectiv fără gaze naturale, condiții în care capacități economice de pe teritoriul acestor țări vor înceta să mai poată funcționa la capacitatea normală. Așa că se discută, da, despre astfel de posibilități de diversificare a aprovizionării cu hidrocarburi, însă aceste discuții sunt încă incipiente. Mi s-a promis ceva mai mult undeva la toamnă, la primul Consiliu European din toamnă, dar se discută despre o platformă comună de achiziții. Așa cum s-a întâmplat, a fost, ca să zicem așa, o repetiție generală în timpul pandemiei în ceea ce privește vaccinurile, o platformă comună prin care Uniunea Europeană să acționeze ca singur actor pe piața globală și să poată lua gaz lichefiat dinspre Statele Unite, dinspre Norvegia, să mărească aprovizionarea dinspre Norvegia și de asemenea pe filiera Azerbaijan, deci pe filiera Caucaz și prin Mediterana de Sud, prin conducta care se construiește acum de la Alexandropolis către Bulgaria și România. Însă, repet, acestea sunt chestiuni care se discută, nu este nimic concret, din păcate, în acest moment. În ceea ce privește România, noi suntem asigurați în proporție suficient de mare și îndestulătoare și prin conectivitate pe care o asigurăm cu Chișinău, sperăm ca și Republica Moldova să fie măcar într-o oarecare măsură sigură din punct de vedere energetic pentru la iarnă.
Domnul Borrell vorbea, apropo, și despre o platformă comună pentru, de achiziții pentru procurarea echipamentelor militare. O idee, cred eu, la fel de bună. Dar eu vreau să revin la, la războiul informațional pe care Federația Rusă l-a desfășurat și înainte de acest conflict pe care l-a declanșat și pe care îl desfășoară și la momentul de față. În statele europene și în țările civilizate, bineînțeles că este respectat dreptul la opinie. Și este foarte complicat, probabil, să identificăm acel echilibru între dreptul la opinie și unele opinii care de fapt sunt expresia acelui război despre care vorbesc. În ce măsură Federația Rusă credeți că acum reușește cu această narațiune a sa de a băga tot felul de strâmbe în societățile europene, în Cehia, în România, în alte state? În ce măsură reușește, de exemplu, nu promovează oare ideea că de ce ar trebui europenii să sufere iarna din cauza ucrainenilor sau alte întrebări așa plasate strategic? Cum răspund europenii la acest război informațional? Lucian? Lucian, ești cu noi? Am impresia că nu este, nu ne aude. Da, Lucian, ne auzi? Da, avem o problemă tehnică, legătura s-a întrerupt. Sperăm, poate cu altă ocazie, să continuăm discuția cu Lucian Pârvoiu. Iulian, atunci întrebarea este pentru tine, să nu pierdem o întrebare, așa, chiar dacă nu m-a obținut răspuns de la Lucian. În ce măsură crezi tu că europenii sunt gata să suferă? Uite, pentru că rușii foarte strategic plasează aceste întrebări și tot felul încearcă să tragă sforile și cumva să acrediteze ideea că vezi, doamne, europenii vor suferi foarte mult din cauza întreruperii livrării de gaz și asta totul din cauza sancțiunilor și dacă voi scoate sancțiunile și uitați de ucraineni, lucrurile vor fi bine ca înainte și tot așa. În ce măsură crezi că lumea este conștientă, inclusiv în Cehia, în România, în alte state europene? În Germania, Franța, Italia, în particular. Cred că acțiunile de propagandă și de dezinformare ale Rusiei sunt de o amploare mult mai mare în contextul acestui război și, într-adevăr, aceste narrative se încearcă să fie promovate. Și ceea ce contează este, pe de o parte, capacitatea Uniunii Europene de a-și securiza spațiul informațional și de a răspunde, de a combate această acțiune de dezinformare și de propagandă. Lucru prioritizat deja de anul trecut de instituțiile europene și de statele membre, dedicând accent special pentru acțiuni de combatere, acțiuni de dezinformare și un plan de combatere a dezinformării și propagandei s-a convenit la nivelul Uniunii Europene. Sunt mai multe centre la nivelul european, centre de excelență care luptă cu acest fenomen. Deci, pe de o parte. Pe de altă parte... Și crezi că sunt suficient de abile să identifice această dezinformare și manipulare? Este o luptă continuă și, iarăși, acțiunile de război, vedem și știm acest lucru, sunt de natură hibridă atunci când nu sunt convenționale și sursele de informare sunt cele care sunt folosite și au fost folosite, iar reacția la nivelul Uniunii Europene este că unele surse de informare care au propagat, mai ales în contextul acestui război, aceste narrative propagandistice de dezinformare și-au pierdut licențele în mai multe state europene. Ne uităm la țările baltice, țările din sau resursele mari propagandistice cum ar fi RT-ul sau Sputnik și-au pierdut licențele în spațiul informațional al Uniunii Europene. Deci, pe de o parte, lucrul ăsta contează, într-adevăr, capacitatea de a combate, de a securiza spațiul informațional. Pe de altă parte, în contextul războiului, vedem foarte bine care este reacția și percepția cetățenilor. Da, într-adevăr, acest război, dar nu doar, a generat multiple crize la nivelul Uniunii Europene și creșteri de gaz, de prețuri de gaz și impactul economic și așa mai departe.
Dar ce contează este percepția cetățenilor pe general față de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Și lucrul ăsta, din câte vedem, totuși prevalează în țări importante, cum este Germania, spre exemplu, care a determinat o schimbare importantă la nivel de atitudinea Germaniei în raport cu Rusia, atitudinea, sprijinul Germaniei pentru Ucraina. Și lucrul ăsta, chiar săptămâna curentă, am văzut un sondaj la nivelul partidelor și sprijinul pe care l-au partidele din Bundestag pentru Ucraina. Majoritatea susținătorilor acestor partide sprijină acest efort și respectiv asta într-un fel sau în altul generează o anumită reziliență în raport cu impactul negativ acestui război și dacă vrei, creează o anumită reziliență față de aceste acțiuni de dezinformare pe care le desfășoară Rusia în aceste regiuni. Să sperăm că această reziliență va continua să se întărească, în special în contextul iernii care vine, pentru că, spuneai și tu, sunt multiple crize și energetice și financiare, inflații, chestii, prețurile cresc și tot așa. Și acest lucru oferă, bineînțeles, și un spațiu propice pentru activitatea partidelor populiste, fie de dreapta, fie în particular, dar și de stânga. Și calitatea democrației scade când sunt activate aceste partide și aceste ideologii, aș zice eu. În Statele Unite, la fel, am fost martorii unor involuții, mai degrabă, atunci când Curtea Supremă a luat niște decizii și pe care greu le înțelegem. Dar acum totuși propun să urmărim de fapt despre ce este vorba, care sunt aceste decizii și care sunt evoluțiile în dosarul vizat, în care este vizat Trump și acoliții săi. Prin război ruso-ucrainean, când toată lumea privește spre Statele Unite ale Americii ca la un principal sprijin pentru lumea occidentală și are nevoie de o Americă unită, se întâmplă că societatea americană este divizată de câteva decizii controversate luate de Curtea Supremă a Statelor Unite. În iunie, Curtea Supremă a abrogat decizia istorică de acum aproape 50 de ani din celebrul caz Roe vs. Wade, care legaliza avortul. Astfel, acum fiecare stat american are puterea să permită sau să interzică avortul. Decizia a fost luată de cei 6 judecători conservatori ai curții, în timp ce ceilalți 3 au votat împotrivă. Hotărârea este pe placul republicanilor fostului președinte Donald Trump, dar a stârnit proteste masive în Statele Unite. Today, the Supreme Court of the United States expressly took away a constitutional right from the American people that it had already recognized. They didn't limit it, they simply took it away. That's never been done to a right so important to so many Americans. But they did it. It's a sad day for the court and for the country. Camera reprezentanților a adoptat ulterior 2 proiecte de lege menite să protejeze accesul la avort după ce Curtea Supremă a decis că statele în mod individual pot interzice sau restricționa procedura. Deciziile contradictorii ale curții nu se opresc aici. Judecătorii conservatori ai instanței americane supreme au limitat și posibilitatea Casei Albe de a lupta împotriva încălzirii globale. În alta curte a decis că Agenția pentru Protecția Mediului nu poate emite norme generale pentru a reglementa emisiile provenite de la centralele electrice pe cărbune, care produc aproape 20% din energia electrică din Statele Unite. Aflată încă sub impactul unei serii de incidente armate, America trebuie să facă față unei alte decizii ce ar comporta riscuri grave. Curtea Supremă a invalidat o lege a statului New York referitoare la portul armelor, astfel că acum americanii pot ieși înarmați din locuințele lor. And we cannot allow New York to become the wild, wild west. The opinion claims to be based on nation historical past, but does not account for the reality of today. It ignores the present and it endangers our future.
Americanii se gândesc că judecătorii în alte curți ar putea să ia și alte decizii care vor diviza societatea sau o vor întoarce în trecut. Fostul președinte american Donald Trump a fost cel care a întărit decisiv majoritatea conservatoare de la Curtea Supremă prin numirile făcute. Instanța a devenit tot mai politizată. De altfel, Donald Trump se află încă în centrul investigației unei comisii a Congresului american care cercetează atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului, în timp ce era validată victoria în alegeri a lui Joe Biden. După aproape un an de anchetă, au fost audiați peste 1000 de martori și examinate numeroase documente. Iar la prezentarea concluziilor comisiei s-a spus că Donald Trump a fost în centrul conspirațiilor pentru evenimentele violente din 6 ianuarie 2021 de la Capitoliu. Vom discuta în continuare cu invitatul nostru special, domnul Alin Fumărescu, profesor de științe politice de la Universitatea din Houston. Bună seara, Alin! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Da, noi îți mulțumim că ești cu noi în această seară aici, în Republica Moldova și dimineața la tine acolo. Uite, noi tot suntem îngrijorați și preocupați de ce se întâmplă în Ucraina în urma invaziei și am tot lăsat-o așa cu America, dar și în America sunt foarte multe lucruri importante. Calitatea democrației și regimul politic în America este fundamental, de fapt, pentru întreaga lume și am fi vrut cumva să recuperăm faptul că ne-au lipsit aceste discuții în ultima jumătate de an. Uite că toată lumea cunoaște decizia Curții Supreme. Să începem de la un capăt. Curtea Supremă în ce privește invalidarea legii din 1973 Roe versus Wade, în ce privește dreptul femeilor de a face avort. Aici la noi e de neînțeles, de fapt, și nu prea ne dăm seama de ce acest subiect a devenit atât de important în societatea americană și, practic, a ajuns la un gen de conflict, aș spune eu, un gen de război cultural, așa, în America. Ai putea să ne explici și nouă? Da, întrebarea este foarte bună, de fapt, de ce avortul, spre deosebire de alte subiecte care sunt fierbinți, dar nu la fel de fierbinți, precum portul de armă, căsătoriile, gay și așa mai departe, subiectul avorturilor în America este într-adevăr probabil cel mai diviziv subiect și muniție de război în așa numitele războaie culturale. Și răspunsul cred că este destul de simplu, pentru că potrivit cel puțin unei tabere, cea care este împotriva avorturilor sau împotriva avorturilor în anumite condiții, voi reveni asupra acestui subiect, implică nu doar o persoană, implică cel puțin două, dacă nu trei persoane, pentru că conform taberei împotriva avorturilor, încă o dată repet, folosesc aici între ghilimele, împotriva avorturilor însemnând în anumite condiții. Fătul este și el o persoană, deci avem drepturile mamei, drepturile fătului și conform unora și drepturile tatălui, care ar trebui și ele luate în considerare, având în vedere că totuși 5% din ADN-ul fătului aparține tatălui și doi la mână în cazul în care copilul se naște, cu sau fără aprobarea tatălui, tatăl va fi obligat să participe la întreținerea copilului plătind pensia alimentară. Deci noi vorbim doar de drepturile unei singure persoane, ci vorbim de drepturile a trei persoane. Asta pentru a răspunde la întrebarea de ce este acest subiect atât de fierbinte. În plus, trebuie să luăm în considerare faptul că America, de la bun început, după cum spunea și Tocqueville, remarca cu surprindere pe la 1835, spre deosebire de Europa Occidentală cel puțin, nu a văzut nicio un conflict inerent de la fondare cel puțin între democrație și religie. Prin urmare, religia joacă în continuare un rol foarte important în America. Și paradoxal, poate putem apuca să vorbim despre acest subiect, în cazul minorităților etnice, vorbim aici de afroamericani, de latino, de asiatici și așa mai departe,
religia este în continuare un factor foarte important. Și deci asta de asemenea contribuie la a face acest subiect un subiect foarte puternic. Acum, dacă îmi este îngădit, vreau să precizez un lucru care am tot auzit și este complet greșit, ca afirmația că acea afirmație, Curtea Supremă a interzis avorturile. Această afirmație este complet greșită, de la un cap la altul, adică mai mult de atâta nu pot greși. Pentru că n-a interzis avorturile. Curtea Supremă a redat statelor dreptul de a decide în ce condiții avortul este îngăduit sau nu, ceea ce era până la 1973. Deci, în niciun caz nu putem spune că a interzis avorturile. A redat poporului, dacă vreți, democratic, dreptul de a decide fiecare stat cum, în ce condiții avortul este îngăduit sau nu. Și aici există o plajă foarte largă și a existat întotdeauna în America, de la început, înainte de existau legile împotriva avorturilor la nivel federal, vreau să spun. Deci înainte de 1973. De la interzicerea totală a avorturilor până la acceptarea totală a avorturilor, indiferent de vârsta fătului. Deci, și cu variațiuni între. Deci, Alin, dar totuși fără nominalizarea a judecătorilor de către Trump la Curtea Supremă, pe care este moștenirea lui de bază, eu presupun. Fără această nominalizare, probabil că nici Curtea Supremă n-ar fi procedat așa cum a procedat, nu doar în cazul avorturilor, dar și în cazul legislației în ce privește protecția mediului și tot așa. Iar susținerea populară ca instituție a Curții Supreme este foarte, 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 este nesemnificativă, aș zice eu, în Statele Unite, dacă e să credem sondajelor. Într-un anumit sens, tinerii americani, în particular, consideră că e o uzurpare a puterii și e un lucru de neconceput într-o democrație. Mai ales că a fost un drept constituțional până nu de mult. Da, aici apare un pic de confuzie și ironia istoriei. Curtea Constituțională, Curtea Supremă, a fost de la bun început un subiect de dezbatere foarte aprinsă între federaliști și antifederaliști, înainte de ratificarea Constituției. Antifederaliștii, adică cei care erau în favoarea drepturilor statului și împotriva acordării prea multor drepturi guvernului federal, da, se opuneau Curții Supreme tocmai pentru că nu este o forță controlabilă. Odată ce judecătorul este numit, este numit pe viață și în principiu judecătorii de la Curtea Supremă pot interpreta Constituția cum vor ei. Ori aici avem două feluri de a gândi Constituția. Avem așa numita strictă interpretare, interpretarea strictă a Constituției, mai conservatoare, și avem așa numita interpretare mai laxă, liberală, unde nu te uiți la cuvinte, ci încerci să descoperi care au fost intențiile părinților fondatori. Asta ar fi interpretarea mai liberală. Atunci, evident că toți președinții, odată ajunși în funcție, în momentul în care se eliberează, de obicei prin deces sau uneori, în cazuri mai rare, prin demisie, un post de judecător la Curtea Supremă, evident că încearcă să își impună judecători care să susțină valorile în care ei cred, conservatoare, mai mult conservatoare sau mai mult liberale. De aceea, de fiecare dată, audierile pentru confirmarea unui judecător sunt foarte aprinse și uneori, de multe ori, de fapt, se întâmplă că propunerea nu este acceptată de către Senat. Da. Asta pentru a răspunde la prima parte a întrebării. Acum, pentru a doua parte a întrebării, și aici situația devine cu adevărat ironică, este faptul că, da, într-adevăr, Curtea Supremă se bucură de foarte puțină credibilitate în ochii tineretului în general, dar în ochii multor oameni. De ce? Pentru că, în principiu, vin 9 oameni, dintre care majoritatea celor 9, să zicem 6, decid, sau 5 chiar, pot să decidă ce vor, practic, să interpreteze Constituția după cum cred ei de cuvință, în ciuda opiniei populare. Asta s-a întâmplat și în 1973, să ne înțelegem.
Dar acum ce se întâmplă, aici e paradoxul și ironia, acum Curtea Supremă redă poporului dreptul de a stabili. Adică, de data asta, cei aleși, ca să spun așa, de judecători de la Curtea Supremă, redau poporului dreptul de a alege, ceea ce, paradoxal, îi înfurie pe mulți, deși este într-un fel mai democratic decât să stabilească. Da, dar asta pentru oameni. Că statele republicane imediat au introdus legislația care era deja pregătită anti-avort. Erau deja în așteptare. Adevărat, asta e jocul politic în America. Tocmai deci, în contextul jocului politic. Ne place sau nu ne place, așa e jocul politic. Alin, nu ne place că poporul votează într-un anumit fel. Nici mie nu-mi place de multe ori cum votează. Alin, dar asta e principiul democrației. Tot vorbind despre politică, în noiembrie avem midterms. În ce măsură astfel de decizii sunt luate într-un context politic? Fiindcă pe lângă subiectul avorturilor, mai este și un alt subiect arzând. Este vorba despre dreptul de portarmă, care vedem că aduce foarte multe victime. Și în ce măsură, și iarăși este un subiect separat cu lobby-ul puternic al companiilor respective. Iată, în ce măsură aceste decizii, totuși, Curtea de astăzi, Curtea Constituțională, Curtea Supremă de Justiție a SUA, astăzi este mare parte formată din judecători conservatori, 6 din ei. Și am văzut prin decizia respectivă că 3 judecători care au fost democrați, într-un fel numiți de democrați, au avut o altă părere. Deci această divizare se observă și la nivelul curții, între republicani, conservatori și liberali democrați. În ce măsură iată astfel de decizii luate acum, exact acum, în context electoral, în contextul crizelor politice care se întâmplă și în contextul învinuirilor care se duc lui Trump, toate aceste puse împreună, în ce măsură curtea totuși poate juca rolul de liber arbitru? Fiindcă în contextul, iată, vorbeam de avorturi, da? Statele republicane ce au făcut imediat au impus restricții. Practic, curtea le-a deschis calea. Și am văzut și reacția republicanilor în campania pentru midterms și Trump și susținătorii lui care candidează pentru opoziție au aplaudat această decizie a curții și au folosit această decizie în contextul electoral inclusiv. Deci, în acest sens, în ce măsură totuși curtea influențează procesele politice și în ce măsură e corect sau nu acest lucru în percepția societății americane? Da, din nou, o întrebare foarte bună. Acum, mi-ar fi greu să spun, pentru că nu pot citi gândurile, mi-ar fi greu să spun în ce măsură judecătorii Curții Supreme au luat în considerare impactul politic, adică bănesc că undeva în the back of their minds, în străfundurile conștiinței, știau că indiferent ce hotărăsc va avea un impact politic. So, asta trebuie să ne înțelegem. Indiferent de decizie ar fi fost una și decizia... Procesul a început în 2018, deci nu are legătură directă cu midterms. Dar, dacă mă întrebați pe mine, aș spune că pentru republicani această decizie cu avorturile, mă refer acum, este de fapt un cadou otrăvit. Favorizează foarte mult pe democrați. Și acum să vă explic de ce. Pentru că până în... Având doar două partide mari, republicani și democrați în America, evident că în lăuntru fiecărui partid sunt mai multe partidulețe, ca să le spun așa, de orientări de multe ori complet diferite, radical diferite. De exemplu, la republicani, între evangheliști și libertarieni nu prea există puncte de contact. Dar se consideră ambele tabere fiind republicani. La fel și la democrați. Atâta vreme cât avorturile erau permise, încă o dată, permise până săptămâna 15, să ne înțelegem și asupra acestui punct, după care statele decideau, dar erau obligatoriu până săptămâna 15 prin decizia Curții Supreme. Erau acceptate, trebuiau să fie făcute legale. Pentru republicani, ăsta era un element care îi ținea uniți. Pentru că, indiferent dacă erau libertarieni, evangheliști sau de alte culori, ca să spun așa, republicane, toți erau de acord că această decizie încalcă drepturile statelor, este nedemocratică, imorală, anticreștină, da, da. Dumneavoastră. Deci era o problemă care îi unea pe republicani. Acum, pentru că această problemă a fost, între ghilimele, rezolvată,
Deci, au început deja diviziunile înăuntru Partidului Republican. Da. Pe de altă parte, în cazul democraților, care și ei la rândul lor sunt împărțiți în tot felul de tabere și tabe partidulețe și așa mai departe, în cazul lor, acum au într-adevăr un motiv să se reunească, să strângă rândurile și să se mobilizeze la vot. Da. Ceea ce pentru Biden și în general pentru democrați este o binecuvântare. Alin, permite-mi să trec. Am înțeles foarte bine, avem foarte puțin timp și vrem să acoperim cât mai multe subiecte. Am înțeles că va fi un subiect foarte fierbinte pentru midterm elections, anume această problemă legată de avort. Dar spune-mi, te rog, uite acest senator Joe Manchin, care este un tip deja foarte, foarte cunoscut în întreaga lume, eu presupun, practic a subminat agenda lui Biden. Crezi că Biden ar putea întreprinde niște acțiuni executive și să-și promoveze ideile, mă refer și la sănătate aici, mă refer și la climă și la celelalte? Personal, mă îndoiesc că va putea face minuni până la midterms. Okay. Pentru midterms, avantajul democraților, să spunem al lui Biden, dar prin Biden nu candidează, el este cu ar veni drapelul din dargul democraților. Pentru tabăra democraților, economia nu este câtuși de puțin un punct forte, ceva cu care să se laude, la fel nici cu schimbările climatice. Da. Deci, din acest punct de vedere, ei nu stau bine. Unde stau democrații bine vis-a-vis de poziția în războiul din Ucraina, care este aprobată de către marea majoritate a americanilor, indiferent dacă sunt republicani sau democrați, și acum, marele avantaj, repet, este exact această noua decizie a Curții Constituționale, care imobilizează să iasă din nou la vot, chiar dacă până acum n-ar fi fost convins din motive. Deci nimic din agenda lui nu va fi implementat până la midterm elections. Nu are cum, pentru că sistemul este așa natură creată. Am înțeles. Un individ în cadrul Senatului poate să blocheze trecerea oricărei legi. Alin, și audierele? Audierele în Senat cu procesul împotriva lui Trump, practic, durează. În septembrie vor fi reluate audierele. Așteptarea este până în noiembrie urmează să fie și decizia. Ce se va întâmpla? Se va reuși până atunci, pe de o parte, fiindcă dacă se schimbă structura Senatului și Congresului, atunci lucrurile ar putea să deruleze un pic altfel, dar în ce măsură, în primul rând, audierile vor influența procesul electoral și în ce măsură totuși vom asista la o învinuire politică lui Trump după audiere? Păi, acum problema este dacă învinuirea va fi miza acestor audieri este dublă. Una politică pe termen scurt, să zicem, dar adevărata miză este cea penală, care de fapt este tot politică. Exact. Pentru că dacă Trump poate fi acuzat penal, tras la răspundere penală și poate incitare la violență, nu mai are dreptul să candideze. Uh-huh. Aici este miza mare, pentru că așa se poate ajunge la concluzia că a influențat, a încurajat manifestările violente și așa mai departe, dar nu sunt suficiente probe pentru a-l incrimina penal, juridic, cum ar veni. Bine, Alina, și care este părerea ta? Cum crezi? Care este șansa ca Trump să fie învinuit din vedere penal, acuzat penal? Aș spune că, cel puțin deocamdată, după cum arată lucrurile, nu sunt foarte mari. Ceea ce, încă o dată, e foarte greu de spus dacă asta e bine sau e rău. Pentru că Trump mai probabil va încerca să candideze. Acum nu fac un secret dacă spun că nu sunt un fan al lui Trump. Am scris destul de mult împotriva lui. Dar el va candida, va încerca cel puțin să candideze în alegerile primare din partea republicanilor și are încă o bază nu foarte mare, nu la fel de mare ca înainte, dar are totuși o bază. Deci poate diviza segmentul republican. Da. Am înțeles, Alin. Mersi foarte mult. Din păcate, suntem și noi la final de emisiune. Ne-ar fi plăcut să discutăm mai mult, că este foarte interesant ce se întâmplă în Statele Unite și are impact asupra întregii lumi. Sper să revenim cu altă ocazie și să discutăm așa mai prin delete. Îți mulțumesc foarte mult și o seară frumoasă în continuare.
Cu mare plăcere. La mine e zi încă, da? O zi frumoasă în continuare. Mulțumesc. Okay. O zi bună. O zi frumoasă vouă. La revedere. Da. Toate bune. Uite, suntem și noi, ziceam eu pe final de emisiune, nu știu dacă mai avem timp. Da, avem doar câteva secunde. Să facem și o mică concluzie. Contează foarte mult ce se întâmplă în Uniunea Europeană, contează foarte mult ce se întâmplă în America, calitatea democrației, a regimului politic, pentru că asta influențează și ce se întâmplă aici la noi și în întreaga lume. Cu aceasta finalizăm și noi emisiunea din această seară, nu înainte de a vă invita să ne urmăriți duminica viitoare la 19:00. La revedere!